Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dezvoltarea ta are loc în contextul unei relații de susținere și protecție. Energiile generate de aglomerarea de planete din Capricorn te ajută să eviți surprizele neplăcute și să atragi la tine oamenii potriviți. În cazul unor dificultăți neașteptate, poți obține sprijinul acestor energii pentru a găsi o soluție. În acest climat favorabil, fiecare șansă este de partea ta pentru realizarea dorințelor tale. Cu toate acestea, pe termen lung, urmărirea acestor energii ți se poate părea o pierdere de timp. Ți se poate părea că bați pasul pe loc. Marte în Gemeni te obligă să ieși din această zonă de protecție. Datorită lui, ești și mai drăguță decât de obicei. Marte îți face promisiuni, dar asta nu înseamnă că toate vor fi respectate. Înainte de a lua o decizie care te poate face mai târziu să roșești, vorbește cu cineva care cunoaște povestea sau contextul. Dragoste, dragostea ta a fost pusă în așteptare. Îți este greu să-ți exprimi sentimentele sau partenerul tău rămâne în urmă. Datorită faptului că Venus îți tranzitează semnul de pe 28 ianuarie, Știi care este situația în acest moment. În dragoste, faci un început bun și mergi în direcția bună. Sfat, luna aceasta, încearcă să-ți ții promisiunile și să nu împrăști cuvinte frumoase. Nu judeca numai după aspect. Acest lucru te va împiedica să-ți faci planuri iluzorii care îți vor dăuna ambițiilor. În dragoste, anul peștilor va începe cu o alegere, dar nu va alege el, ci tu îți va plăcea de cineva la o petrecere sau la sărbătoarea anului nou, iar dacă interesul este reciproc, atunci totul se poate rezolva. Dacă planurile tale sunt să cucerești o persoană care este încă inaccesibilă, atunci limitează-te la comunicarea prietenoasă și nu te grăbi. În relațiile de familie, tradițiile ies în prim plan, fă ceea ce a fost întotdeauna obișnuit în familia ta sau în familia partenerului. Noile reguli se vor dovedi a fi mai puțin de succes și totul pentru că nu vor avea un model pe care toată lumea să-l înțeleagă. Chiar și felurile de mâncare aranjate diferit vor schimba aspectul în timp, în general, treburile casnice vor ocupa mult timp, dacă plănuie o reamenajare, o renovare sau o curățenie generală, prima jumătate a lunii este mai potrivită pentru asta, din cauza sărbătorilor. Te poți concentra pe deplin asupra modului în care ar trebui să arate casa, sănătatea. În general, nu se prevăd probleme grave de sănătate. Și totuși, în ianuarie, este important ca peștii să aibă grijă de stomac, elimine alimentele grase din dietă, nu abuza de alcool. Peștii în ianuarie vor fi caracterizați printr-o excitabilitate crescută? care nu va fi explicată doar de factori externi și de cursul stresant al vieții, încercarea de a rezolva problema cu sedative sau alcool nu va fi de succes, ci doar va ameliora agravarea pentru o vreme, poate că unul dintre motive este lipsa fierului din organism, banii, pentru afaceri, luna se va dovedi a fi foarte neuniformă. Călășurile vor fi înlocuite cu coborâșuri și este puțin probabil să le putem analiza cumva pentru a urmări modelul și a prezice în viitor. Va trebui să te adaptezi situației actuale și să fii în permanență pregătită de luptă. Încă nu a venit vremea schimbărilor finale sau introducerii de reforme. Este mai bine să începi cu mici schimbări, bazează-te pe F, indiferent de ce, ai o relație. El este responsabil pentru munca ta și te va proteja de răufăcători. În chestiuni monetare, nu te baza pe stabilitate, fondurile nu vor ajunge la timp sau vor ajunge în sume incomplete. Pentru ca debitul să nu se rupă completă de venituri, solicite sprijin la unele persoane de la care va fi posibil să obții bani pentru viață, doar dacă este necesar. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!